ce plumb mă leagă de pământ, ce greu mi-e trupul și ce frânt, ce liniște îmi jur acum, e viața numai din palme frânt. Îmi cad pe față fulgi de neam, ca pe un bulgăr de mormânt, și nu-i nici ploaie și nici vânt, ce rece e pe fața mea. Pasagerii pentru zborul Tarom 247 în direcția Budapesta sunt invitați la avion. Prezentarea ușanul 1. Dorim pasagerilor călătorie plăcută. De unde cura atât global, ce mult aș vrea să-mi fie ca să nu se audă niciun tun, ce înalt e cerul și ce bun. Toate s-aproape și departe, și parcă slegă parte parte, cu ochii de eternitate, ce stanie sigurătate. A la port numero 1, nous vous souhaitons un bon voyage. În vederea decolării, sunteți rugați să vă legați centurile de siguranță. Comandantul și echipajul vă urează călătorie plăcută. Mulțumesc! Good day, ladies and gentlemen. Captain Liviu Sabău and his crew welcome you on board our plane BAC Super 111 Type 400 flying from Bucharest to Budapest in about 2 hours and 30 minutes. In a few moments, we shall be taking off. Therefore, you are kindly requested to fasten your seatbelt. Captain and his crew wish you a pleasant flight. Thank you. Domnule Mareșal, am onoarea să vă salut și să vă urez bun venit la postul de comandă al Corpului 7 Armata Română. Здравствуйте, господин генерал. Bună ziua, domnule general. Я очень рад вас снова видеть. Foarte bucuros să vă revăd. Mulțumesc. Poftiți, domnule Mareșal. Пожалуйста, господин маршал. Здравствуйте. Domnule Mareșal Malinovski, situația frontului în zona de acțiune a Corpului 7 Armată Român o cunoașteți. După străpungerea celor două centuri de apărare de la est de Budapesta, ne apropiem de oraș unde inamicul este puternic organizat. Corpul 7 Armată Român, în cooperare la nord cu Corpul 30 Armată Sovietic, și Corpul 18 Armată Sovietic la sud urmează să acționeze pe linia centrului administrativ al Budapeștei. Suntem informați că inamicul dispune de puncte fortificate în zonele aeroport, cazărmile Franz Josef,
cimitirul Kerepeș și gara de est. Ivostochnogo vokzala. Intenționăm să cucerim aceste puncte, manevrând de o parte și de alta a bulevardului Rakoții, pentru a atinge obiectivul final, Dunărea. Благодарю вам, господин генерал. Да, mulțumesc, domnule general. Хорошо. Очень хорошо. E bine, e foarte bine. Ну, какие будут у вас потребности для ваших будущих движений? Ce nevoie ați mai avea pentru desfășurarea acțiunilor noastre ulterioare? Vă rugăm să ne lăsați în continuare în sprijin regimentul 114 antitank sovietic. Прошу вас оставить нам и дальше на помощь советский 114-й противотанковый полк. Хорошо, я согласен. Да, sunt de acord. Vă mulțumesc foarte mult. Давайте пойдем видеть поле. Să vedem teren. Să mergem. Пожалуйста. Хорошо. Я видел. Очень хорошо. И фарте бине. И când, domnule mareșal? И когда, господин маршал? Так как мы решили. Așa cum am hotărât. Предъявим ультиматум германскому комендантству. Dăm un ultimatum comandatorii germane. Отщадим Будапешт. Salvăm Budapesta. И спасем тысячу и тысячу человеческих жизней. Și mii de vieți omenești. Și dacă nemții resping ultimatumul nostru? А если немцы отталкивают наш ультиматум? Если немцы отталкивают наш ультиматум? Dacă nemții resping ultimatumul nostru? Тогда на Новый год начнем генеральный штурм. Atunci de anul nou începem asaltul general. Stimați pasageri, peste câteva minute vom ateriza pe aeroportul din Budapesta, destinația dumneavoastră. Ladies and gentlemen, in a few moments we shall be landing on Budapest Airport, your final destination. A Roma légitársaság menetrendszerű 247-es számú járata Bukarest felől megérkezett. Attention please, Romanian Airlines flight number 247 from Bucharest has landed. Attention, s'il vous plaît, vol Tarom numéro 247 de Bucharest vient d'arriver. Keleti pályaudvar. Clădirea mare din dreapta este gara de est. A Rákóczi úton vagyunk. Bulevardul Rákóczi. Erzsébet híd. Podul Elisabeta, ca și celelalte poduri de peste Dunăre, leagă Pesta de Buda. Lanțit. Priviți, suntem pe podul cu lanțuri sau podul cu lei, cum îi se mai spune. Parlament, fővárosunk büszkesége. Parlamentul, unul dintre cele mai importante edificii ale Budapestei.
Virgi. Fiule. Bocsánat, tessék. Tisztelt vendégek, kedves eltársak és barátaik. Dragi oaspeți, tovarăși și prieteni. Mi valamennyien, különösen azok, akik átértük Budapest ostromának borzalmas napjait. Noi toți, dar mai ales acei dintre noi, care au trăit acele cumplite zile ale asediului Budapestei. És reménykedve vártuk a felszabadító szovjet és román csapatokat. Când așteptam cu inimile arse sosirea trupelor eliberatoare sovietice și românești, ebben a szerény emléktáblában jelképet látunk. Őszinte elismerésünk fejeződik ki benne azok iránt. Vedem în această modestă placă simbolul recunoștinței noastre față de aceia, akik a mi szabadságunkért is vérüket áldozták. Care au plătit și libertatea noastră cu sângele lor. A magyarság szíve. Inima noastră a tuturor magyarilor. Akkor itt Budapesten. Aici la Budapesta. Remegve dobogott. Bătea atunci aproape sugrumată. De mégis bízva a jövendőben. Dar plină de speranță. Az én szívem is, kedves vendégek és barátaink, így dobogott ebben a házban. Inima mea, tovarăși și prieteni, a bătut atunci în această casă. Asta e casa. Pusese mâna pe ea, dar au contraatacat și ne-au dat înapoi. Sub locotene Năstase. Am gândit la dumneata pentru această misiune foarte grea. Că te-ai distins în mai multe acțiuni și mai ales în capul de pod de la Tisa. Sunt convins că o vei duce la bun sfârșit. Da, domnule Maior. Dar s-ar putea să avem pierderi mari. Am 7 morți și 12 răniți. Ca să sunt mai nemți? Acum sunt mai nemți. Ne trebuie casa cu orice preț. Stăm pe loc din cauza ei. Mâine dimineață, neapărat. Câți oameni ai? 16 cu mine. Puțin. Atât mai rămas. Dar toți unul și unul. După ce cucerești casa, trage o rachetă verde și noi pornim. Și dacă vă resping din nou? Păstrez casa cu orice preț până răzbim. De ce atâta frământare pentru casa asta, domnule Maior? E un punct întărit cu un sistem de foc foarte puternic, care fiind situat la această intersecție împiedică înaintarea trupelor noastre spre Bulevardul Hungaria și Calea Ferată. Regimentul însă va da atacul decisiv alături, asupra poștei centrale. Ora la care pornesc? Bombardamentul începe la 6:45, la 7 asaltezi. Am înțeles. Dobrița! Ordonați! Fugă la detașament! Oamenii să fie gata de atac. Am înțeles! Ha egyedül vagy? Hol édesanyád? Nincs anyukám. Nincs any... Gyere ide. Gyere ide a bácsihoz. Ülj ide szépen, le. Na, mondd meg szépen a katonabácsinak, hogy hívnak. Gyuri. Gyuri. Na, Gyuri, nem itt adok én neked. Örökre a tiéd. Nesze. Kenyér. Jó kenyér. Faszulj. Finom, mi? Elfogyott, még egyszer megtöltsük. Când să ies de la spital, puhui de lume, steaguri, pancarte și toți strigau. Vrem guvern democratic, vrem pământ pentru țărani, totul pentru front, totul pentru victorie. Trăiască Partidul Comunist Român! Ura! Și-ai strigat și Martan? Am strigat, că mi-a plăcut. Ce râdeți, bă? Ce râdeți? Și iau și eu pe unul de mână. Încotro, băi, frățioare. La anef, zice. Ce anef, domn sergent? Păi locul ăla unde se țin parăzile. Așa, ca o bătătură, cât 5 pogoane. Manifestație mare, ce mai. Și ei strigau la fel. Vrem guvern democratic, vrem pământ pentru țărani. Ia, mai
Ți-ai asigurat un loc în Rainer-Supa? Da, da. La care bai? În zori atacăm casa. Până la urmă, au vorbit și cum o să fie după război. Și a doua zi, ce să vezi? E zi tu, băi, frățioare. Cu cine seamănă asta, a? Vreau să fiți dumneavoastră ăsta, domn sergent, a? Fraților, în zori atacăm casa. Dă-și-mi. Bine, domnul locotenent. Adunarea! Adunarea! Poate-l mai găsesc viu pe fratele meu. Detașament, la mine adunarea. Anghelache, Olos, Negra și Vintilă, puneți oamenii în ordine. Domnule general, la ora stabilită, Călim pleacă. E clar. Domnule general, la ora 7, detașamentul de asalt pornește la atac. Foarte bine. Foarte bine. După aceea, divizia a doua, cu toate forțele principale, spre poșta centrală. Deșteptarea! Mantalele jos. Săriți pe loc. Căștile jos, armele în dreapta. Lopețile la piept. Baioneta la șold. Executarea! Deșertați sacii de merinde. La pâinea, domnule. În locul ei, grenade și trotil. Dobrița. Ordonați. Lasă stația. Nu-i nevoie de ea. Am înțeles. Hai, rapid. Frică, eh? Așa e la început, domn sergent. Domn major! Cu nemții focul. Gura. Nu!
Atenție! Foc! Végre valahára. Hát az erencsék lesz. Mir nach! Schnell! Hier etwa! Wir müssen ein Maschinengewehr einsetzen in diesem Keller. Vigyázz! Am Fenster! Dort! Sunt locurile în lăsați-o eu înainte. Încă n-am inventat nemții gonțul pentru mine. Domnule Patrant, lăsați-mă pe mine să întâmple. Du-te! Negrea, la intrarea din spate. Anghelache, la scări. Ceilalți cu mine sus, la etaj. Atenție! Încetați! Salt înainte! Thank you.
V-a rănit un soldat. Lasă-mă. Dobrița, racheta verde. Trage! Unu, doi, trei. Saltă înainte, fraților. N-am putut merge, domnule general, dar coliba e la noi. Călin a rămas în ea. Domnule general, atacul dat de maiorul Marnescu a fost respins. Detașament de asalt se găsește însă în casă de piatră, stăpân pe ea. S-o păstreze cu orice preț. Am rămas izolați. Duceți armament și muniție la parter. Ne întărim și acolo. Deasupra, eu mă duc jos. E mult mai cald. Odaș. Odaș. Legoram. Tu n-am kivormus fölöttünk. Mindezért én is hibás vagyok. Én tartottalak vissza. Hogy? Ezek a németek! L-ai găsit? Nicăieri, domnule subleutenant. Cred că l-au luat nemții cu ei. Câți am rămas? Până astăzi, 10. Luați armele de la nemți, strângeți morții. Hai. N-ai teamă, sunt lângă tine. Gata, Angelache? Gata, domnule subleutenant. Acum te văd. Dodule, unde-i Dobrița? Vine cu Șica. Adună arme nemțești după sus. E cu ochii în patru. Da, domn sergent. Morgan, my hair. Mișcă. Mișcă.
alter ofițer? De ce, dragul, n-ai plecat și tu cu ceilalți? Hai! Domn sergent! Am prins un neamț! Da! Că avem și un om viu! Tu mă juri, nu se poate! Burada! E prizonier! Dar frate meu, nu era? Burada! Sergent! Domn surocotenent, eu ce fac cu el? Ia-l tău, spală-te pe cap cu el. Bună ziua, ți-am dat belea, mi-am căpătat. Hai. Firule, ia armamentul și du-l jos. Înțeles. Să duci armamentul în față, în hol. Auzi? Adu-mi un capăt de sfoară. Unde l-ai găsit? Sus, la etaj. Firule! Sunt aici! Tompa. Angelate! Mai bine l-ai spânzurat. Nemții, domn Sulen! La mitraliere! Îi mănâncă pielea mea, supa. Nu trage nimeni decât la comanda mea. Așa e la război. Mici n-ar un corang de urme cu nimeni, Bec. Ce credeți voi? Că va merge? Voi... Here he says! Mit számít még egy halott? Firule, uite, taman ca la ziare. Știi că mi-a scris nevastă-mea? Uite, Marine zice, fierbe satul de parcă e revoluție. Gata, începe să se macine altă făină la moară. Că a venit alu Custură comunistul cu muncitorii de la oraș și tot satul e gata să pună mâna și pe primărie și pe pământ. Dar tu, firule, ai primit veste, eh? De la cine? Ai mers în subdărâmături de la bombardamentul nemților din 24 august. Așa m-aș numi și voluntar.
Ce, mă? Le-ai făcut o dacă la nemțe, a? E și el suflet de om, domn major. Dar fratele meu nu era om, mă? N-avea și el suflet. Tot îți scape un glonț în țeastră, mă. Măi, firule, ziceai că știi să cânti la chitară. Vezi că e una acolo în colț. Ce plumă leagă de pământ, ce greu mi-e trupul și ce frânt. Ce liniște e, jur acum, viața numai ca fum. Îmi cad pe față fulgi de neam, ca pe un bulgar de mormânt. Și nu-i nici ploaie și nici vânt, ce rece e pe fața mea. De unde în gură atât cobalt, ce mult aș vrea să-mi fie cald, să nu se aude niciun tun, ce înalt e cerul și ce brum. Dar ninge tare și mi-e frig, aș vrea să mă ridic, să strig, cine aici? A fost sus Dobrița. Bucura. Ce-i cu el? I-a făcut explozia sacul cu trotil. Dodu, sacul cu trotil. Iru, adună sacul și du-i jos în privință. Hai. Am înțeles. Chivogi. Vagi schivol talohabor, Elut. Toni, Tone. És ő? Elektromérnök, jegyesek voltunk. Megsebesült. Ide menekültünk. Ez történt. Hogy mit csináltak belőlünk ezek a nyilasok? Örökre Hitlerhez akartak kötni bennünket. Stai, că n-am nevoie de tine. Merge. E cineva aici? Romanok. Romanok? Mâine sus! Înapoi! La perete! Miattuk halt meg! Afară!
Vino. Hai, hai. Domn sergent major, i-am găsit în pivniță. Opa! Voi mai lipsați! Ce femeie! Te-ai săturat de nemți, a? De ce n-ai plecat cu ei? Domn sergent, lăsați-o. Mă, cum dracu faci că-i găsești tu pe toți, mă? Soarta, domn sergent. Vă rădat domnul la intrare. Hai. Ce-i cu voi? Andrașoviule, ghinem, mecolt. Holut. Ce? Țupa! Urlați! Ia vino jos, tu știi ungurește. Nu înțeleg ce spun ăștia. Ce? Andrașoviule, ghinem, mecolt. Holut. Kik vagy tok? Mávosak vagyunk. A németek elő ide menekültünk. Vártuk az oroszokat vagy a románokat. Csak azt muncsitor le kell ferát, ne este pe nagy szó perus. Fia? És a lány? A lányt a pincébe találtuk. A vőlegénye megsebesült. És meghalt. Zice că pe fata o găsit-o în pivniță cu logodnicul ei care a murit. Poți, bă, ăștia au luptat alături de nemți. Nem, nem. Ce nem? Ce nem? Nem, nem úgy van. Magukat vártuk. Nu, nu zice că n-au luptat cu nemți. Ne așteptau pe noi. Domnul Slogore, i-am găsit într-o cameră în pivniță, s-au predat de bunăvoie. Da? Păi ce să fac eu cu voi, mă? Ce să fac cu voi? Păi pe ăștia doi iau cu mine sus la post. Hai. Nu, nu. Iar încă. La coordonații dau drum. Ești nebun. Cum o să iasă de aici? Ai grijă de ea până mâine dimineață. Am înțeles. Hai cu mine. Cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Vasile. Vasile, pe tine cum te cheamă? Erzi. Marton Erzi. Hai. Stai aici, nu te mișca. Ce ceață groasă s-a lăsat. Mai bine, domn sergent. De ce? Nu mai punem ți-i să atace. Ce e, mă, firule, mă? Iar ți-e frică? Până mă încălzesc. Csend van. No? Alig várom, hogy hazajussak egyszer. Rég nem voltam otthon. Megvédjük a házat a németektől, aztán kész. Utóvégre a ti házatok. Feleségem és a gyermekekre gondolok. Ha nem lennének ők, könnyebb lenne. S te lacinös vagy? Szó volt róla. De ott rekedt Budán a németeknél. Na nem baj. Megverjük a németeket, azt jössz velünk tovább Budára. Ott majd találkozni fogtok. Azt törölünk be, majd megiszunk egy üveg pálinkát. Szia. Elkötyére, majd. Kumi, mi van-e? Jelin is tudom, szerint. Trage, fiule, trage! Nu sta, Dodule! Domnița, grenade! Burana, pe ei! Ii fegverhez! Pășa, pășa! Thank you.
hallig. Fräulein, kérem, kell szaladni. Gyorsan! Gyorsan! Segítség! Beléd folytam a lerket, hallod? Ügyelj rá! Egy pillanatra egyedül hagytam. Angela, Murat, ce n-am mai rămas? Băi, dumneavoastră, noi suntem destul de oscuri. Urița, vezi ce-i sus. Am înțeles. Apă. Ne-am băcălit. Au venit din ceață. Cum e neațupa? Se retrag. Dosplend. Măi, Zuba. Vedeți să n-adormiți. Se poate, domn sergent. Dar s-au potoli și nemții. Mă duc jos. Se frică, mă? Cam, domn caporal, dar n-aveți nicio grijă. Și mie mi-a fost. Abia trecut. Angelache. Dobrița, noi suntem cei mai vechi din detașamentul de asalt. Am luptat atâta timp împreună. Domn Splend, domn sublocotenent să duce și el. Casa asta, ori e a noastră, ori e nimănui. Nemții nu trebuie să mai pui mâna pe ea. Ai înțeles, Dobrița? Am înțeles, domn sergent. Du-te! Eu sunt Dobrița. Dobrița. Cum e? E bine, domn sublocotenent. E bine, tot noi suntem stăpâni pe casă. Domn sublocotenent. Domn sublocotenent, acum e liniște. V-aș putea duce până la ei noștri. Până mâine. Când atacă din nou ai noștri. Mai țin. Dobrița, casă. Ich bin durstig. Kamerad, was? Oh. Oh, că nu ești numai tu. Dobrița! Ordonați. Nu-l împiriță. Mai într-un păcat cu el.
Dacă încerci să fugi, caput. Caput? Refer. Mai mult până la ziua. Mai e tot sub locotenent, mai e. Cum e la tine, totule? Liniște, domn sergent. Angherache. Angherache. Pardonați, domn sergent. Mi-e frig. Mă ia cu somn. Să nu mă lași să dorm. Dobrița. Ia femeie de aici. Să nu vadă cum fisă. Du. Domnul Sculent, ce-ar fi să vă duc cu Dobrița la batalion? Angelache. Sunt aici, domn Splend. De ce nu văd Dobrița? E noapte, domn Splocotenent. Cine trage? Și noi și nemții. Voi... Foc în crucișă. Și grenade. Supa! Hai! Hai cu mine! Domn sergent!
Van Sergeant! Oh, Sergeant. Hai, ne-ați spus. Los am Eingang, ihr Freunde, bewegt euch doch mal! Herr Unteroffizier. Kaputt. Nicht super. Du-te. Lasă-l pe Dumnezeu să-i judece pe amândoi. Ajută-l. Detașamentul 1 de asalt e încă în casa de piatră, sub nemți. Domnule major, Călin mai e în colibă sub grinzi. Detașamentul 1 de asalt mai este în casa de piatră, sub nemți. Artileria. Pe casa de piatră nu mai deschideți focul decât la comanda mea. Am rămas singur, Neioane. Dar totul se răzbat ai noștri. Vezi că are o bătaie de o zecime la dreapta. Trage. Toplița. Toplița. Când te întorci, să treci și pe la ai mei, pe la copii. Vei să le dea și pe pământ. Și când ori crește mai mari, să le spui cum a fost. Măcar ei să nu ne uite care pe unde am căzut.
Halott! Leked indreptul, Ferenc. Să ne dea viața fiecăruia după faptele lui. Lasă doch, ihr werdet es bereuen. Da, da. Wir werden euch vernichten, Fräulein. Tot e matale. Wir werden siegen. Atacați la ora 6:45, când casa va sări în aer. Camerad. Wasser. Wasser n-ai. Țigarete. Țigarete însă mai poate. Pune-o pe asta. Pune-o pe asta. Afară e zăpadă, înțelegi?
așez. Nein, Kamerad. Degeaba un terofițier. Sunt în misiune. Un singur chibrit și caput. Bei mir erschossen. Die Fenster müssen aber abgesichert werden. Wir haben keine Utensilien für die Verwundeten. Die können wir verschaffen noch. Wir sind im Bord. Den Bord schon ausgenommen? Nein. Los, schick meine Gruppe runter, dort den Wagen aus. Das geht doch nicht weiter. Es sind keine Leute mehr. Wo sind die Leute? Schlag rein. Ai răbdare, unteroficier. O să ieșim toți trei de aici. Dă-te jos! Dă-te jos! Nu mă obligați să-i împușcă! Lasă-ne să ai! Dă-te jos! Trebuia să-l las pe bura ta să-i împușcă! Dar mi-a fost milă de tine! Câine! Camerat, n-ai! Ai avut un singur glon și l-ai păstrat pentru tine! Câine a făcut Hitler din voi! Ezekiel. Ridică-te. Acum vorbim altfel. Unteroficier. E ora 6.
30. La 6:45, bum! Zil! Gyere te is, meneküljünk! Nu! Nu, Erzsi, nu! Eu sunt în misiune, aici, în misiune! Hai, Gheraide! Hai, hai! Gheraide! Să vii cu un buchet de flori. Am să știu că sunt de la tine. Hai. Ergi, pune aici. Hai. Cine o să trag într-un înger alb? Am rămas numai noi doi. Unteroficier. Atenție la mine, Mera. Da? Baltin se găsește la 5. Comandantul de regiment se găsește la poșta centrală. Săgeata așa zborul. Divizia 19 atacă. Dumneata, nu uita că la 16:45 trebuie să pleci spre gară. Dumneata, nu uita că la 6:45 trebuie să atați spre calea ferată. Pe drumul fixat. Pe direcția fixată. Raportez sosirea. Și să raportez atingerea obiectivului. Am înțeles, domnul general. Nein, camerad! Das geht nicht. Das kann nicht sein. Das kannst du nicht tun. Nein. Nein. Mach mich frei. Kamerad. Das geht nicht. Fiecare scapă cum poate, unteroficier.
plumb mă leagă de pământ, ce greu mi-e trupul și ce frunt, ce liniște e în jur acum, e viața numai ca un fum. Îmi cad pe față fulgi de neam, ca pe un bulgăr de mor. Și nu-i nici ploaie și nici vânt, ce rece e pe fața mea. De unde-n gura atât cobalt, ce mult aș vrea să-mi fie cald, să nu se audă niciun tun, cel alt e cerul și